10 siverti pe oră sau echivalentul la 1000 de radiani reprezintă doza de radiații necesară pentru a ucide o persoană în doar câteva săptămâni. Imediat după explozia de la centrala nucleară de la Cernobâl, nivelul de radiații a crescut până la câteva mii de siverti. Totuși, în ziua de astăzi, zona este mult mai sigură decât imediat după accidentul nuclear. În general, nivelul radiațiilor din Cernobâl nu depășește un sivert sau 100 de radiani, însă în unele zone nivelul radiațiilor încă este letal. Cu toate acestea, orașul Cernobâl este departe de a fi considerat cel mai radioactiv oraș din lume. Există un loc pe pământ unde nivelul de radiații este de până la 10 ori mai mare decât în Cernobâl și este într-adevăr un iad radioactiv. Unde se află acest loc? De ce nivelul de radiații este atât de ridicat? de ce unii oameni încă mai trăiesc acolo și ce legătură are SpongeBob cu această zonă. Astăzi o să răspundem la toate aceste întrebări despre locul de pe pământ care este de 10 ori mai radioactiv decât Cernobâl. Totul a început în anul 1946 pe insulele Marshall în pitorescul atol Bikini care este format din 36 de insule mai mici. 167 de rezidenți locali nici măcar nu se așteptau în ce se va transforma casa lor în viitorul apropiat. Întreaga populație de insule și oameni din atolul Bikini a fost afectată de guvernul american. Ei au fost mutați în atolul Rongeric la 220 de km distanță de casa lor fără nicio explicație. Bieții locuitori ai insulelor nu aveau nicio idee de ce sunt forțați să își părăsească casele. Totuși, după câteva luni, toată situația s-a luminat. Armata americană a început testarea nucleară în zona depopulată. Militarii au folosit 100 de tone de dinamită pentru a distruge coralii din jurul atolului, care împiedicau navele militare să intre în lagună. După ce calea a fost curățată, o flotă de 95 de nave erau libere să se apropie de atol. Aceste nave urmau să fie țintele focoaselor nucleare. Unele vase aveau la bord organisme vii pentru a testa efectele radiațiilor pe animale. Aceste nave aveau la bordul lor 200 de porci, 60 de purceluși de Guinea, 204 capre, 5000 de șobolani, 200 de șoareci și un număr uriaș de gândaci care probabil erau acolo în mod natural pe lângă cei aduși de marină. Toate aceste animale erau condamnate la moarte de bombele atomice lansate de armata americană. În primul test numit Able, o bombă atomică care se numea Gilda a fost lansată pe data de 1 iulie 1946. Bomba a explodat la 158 de metri deasupra navelor țintă cu o forță de 23 de kilotone. 5 dintre navele militare s-au scufundat în urma exploziei, iar alte 14 au fost avariate grav. 35% dintre animalele aflate la bord au murit din cauza exploziei sau imediat după. Din moment ce explozia a avut loc în aer, un număr mare dintre animale și navele condamnate la moarte au rămas neatinse. Totuși, radiația nucleară puternică a ajuns în stratosferă și a împrăștiat poluare radioactivă pe o rază de mii de kilometri. În timpul celui de-al doilea test, numit Baker, o bombă numită Helen din Bikini a fost lansată deasupra atolului. Aceasta a avut aceeași forță ca și bomba Gilda, însă a fost mult mai destructivă. Bomba Helen nu a explodat în atmosferă, ci sub apă la o adâncime de 27 de metri. În urma exploziei au fost scufundate 14 nave militare, iar restul au trebuit scufundate și ele, pentru că eliminarea materialelor pline de radiații ionizante era imposibilă. În total au fost mai mult de 60 de teste nucleare care au avut loc doar în această locație. Chiar dacă pare un număr mare, aceasta a fost doar încălzirea pentru ce a avut loc cu 8 ani mai târziu. În acea perioadă, foștii locuitori ai atolului Bikini au fost mutați chiar din propriile case pentru că pe data de 1 martie 1954, o bombă de hidrogen cu o forță de 15 megatone a fost lansată în zona respectivă. Aceasta a avut o putere de 100 de ori mai mare decât bomba folosită la Hiroshima. Până și cei care planificau testările nu se așteptau la un asemenea efect. Potrivit calculelor, explozia ar fi trebuit să fie numai pe jumătate pe cât de puternică a fost în realitate. Totuși, norul ciupercii formate în urma exploziei a ajuns până la 15 km în atmosferă. După doar 6 minute de la momentul impactului bombei nucleare, norul radioactiv a ajuns până la 40 de kilometri în aer, iar diametrul norului a depășit 100 de kilometri. În același timp, vântul bătea în direcția insulelor unde fusese remutați oameni, iar din păcate, rezidenții lor nu au fost anunțați cu privire la testele nucleare din zonă. Însă, cel mai mult a fost afectat vasul de pescuit japonez Fukuri Maru, pentru că întâmplarea a făcut să se afle la doar 170 de km distanță de atol în momentul în care explozia a avut loc toți membrii echipajului au fost afectați de radiațiile de la fața locului, iar mai târziu operatorul radio Ikeda Kubayama a murit în agonie la șapte luni după accident. Adițional, numărul vaselor de pescuit japoneze afectate de explozie în perioada următoare a fost de 856, iar 20.000 de persoane care se aflau la bordul vaselor au fost afectate și ele, alături de 50.000 de tone de pește care a trebuit declarat radioactiv și necomestibil. Monstrosul test nuclear a fost numit Castle Bravo, iar în urma lui zeci de mii de oameni și vietăți de tot felul au fost afectate. Efectele radiațiilor asupra ecosistemului din zonă și a mediului înconjurător au fost nimicitoare. Însă toate aceste daune provocate nu au oprit armata americană din a face încă două testări nucleare asemănătoare asupra atolului Bikini. Următorul test s-a numit Castle Romeo cu o capacitate de 11 megatone forță, iar ultimul Castle Yankee cu o capacitate de 13,5 megatone. Aceste bombe detonate în zonă au provocat daune ireparabile mediului înconjurător. Chiar dacă erau conștienți de catastrofa provocată în anii 60, guvernul american a declarat că atolul Bikini are un mediu sigur. Mai târziu, în anii 70, unii dintre locuitorii native ai acestei regiuni au fost mutați înapoi în casele lor. Totuși, în anul 1978 a devenit foarte clar că această decizie a condamnat locuitorii insulelor la o suferință îngrozitoare. Rezidenții atolului au consumat alimente și apă contaminată care conținea niveluri ridicate ale izotopului radioactiv Cesiu CS55. Ca rezultat, bebelușii au fost născuți cu diverse anomalii genetice și au murit după scurt timp numărul bolilor cauzate de testele nucleare ale guvernului american au depășit toate recordurile de până atunci. Prin urmare, în 1978, rezidenții insulelor Marshall au fost mutați din nou. Până în anul 2013, numărul oamenilor care proveneau din regiunea radioactivă a fost de 4880, iar pe toate insulele maestoase se mai găsesc doar 9 persoane care și-au atribuit rolul de îngrijitori ai insulelor. Dar pe fundul Oceanului Pacific, chiar pe lângă locul notoriu, trăiește SpongeBob. Este aici datorită creatorilor seriei animate legendare care au studiat îndeaproape comportamentul ciudat al buretelui galben, care este și el radioactiv. Însă, până și SpongeBob este amenințat de acest mediu. Cele 9 persoane care au rămas acolo nu sunt deloc în siguranță. Studiile recente au arătat că în zona atolului Bikini se găsește cel mai mare nivel de radiații înregistrat pe Pământ. Numai în solul insulelor Marshall, cantitatea detectată de plutoniu 239 și 240 este de 1000 de ori mai mare decât în Fukushima și de 10 ori mai mare decât la Cernobâl, iar nivelul de cesiu 137 în fructele din regiune depășește nivelul normal de 11 ori. Ca rezultat, un paradis tropical mirific a fost transformat în iadul pe pământ în ultimii 60 de ani. În prezent, nivelul de radiații gamma din atol este de 191 de milibar pe an sau 1,91 milisiverți pe an, care este de două ori mai mare decât norma considerată sigură pentru mediul înconjurător și viețuitoarele lui. Nivelul de radiații atinge 648 de milibar pe an, adică 6,48 miliserveți pe an, adică de 6 ori mai mult decât este normal. Aceste niveluri îngrozitoare sunt suficiente pentru a determina formarea bolilor de natură radioactivă. Dacă mănânci fructele și consumi apa dintr-o zonă infectată, probabilitatea de a dezvolta cancer în următorii ani de viață este foarte ridicată, aproape inevitabilă. În plus, în ciuda faptului că a trecut mult timp de la testările nucleare, nivelul de radiații în anul 2019 a crescut comparativ cu 2015. Deci, în viitor există șansa ca lucrurile să devină chiar mai rele. Accesul turiștilor în acest colț îndepărtat al planetei este interzis și va rămâne așa de-a lungul zecilor, chiar sutelor de ani. Așa a devenit atolul Bikini cea mai radioactivă regiune de pe pământ. Dar totuși, până acum am vorbit doar despre ce se află la suprafața terestră din acea zonă. În subteran sunt locuri cu un nivel de radiații chiar mai mare. Chiar acum, sub picioarele voastre, în jur de 20 de teravați de energie este produsă datorită descompunerii elementelor radioactive. Potrivit oamenilor de știință, în centrul planetei noastre se găsesc 50.000 de tone de uraniu și 160.000 de tone de toriu radioactiv. Doar uraniul va produce o cantitate enormă de energie echivalentă cu cea generată de 4.620 de centrale nucleare cu capacitatea de a produce 1 gigawatt de energie. Dacă cumva am ajunge acolo, doar câteva secunde ar fi de ajuns pentru ca nivelul de radiații să ne fie fatal în viitorul apropiat. Însă, din fericire, mandaua pământului care are o grosime de 2900 de kilometri și crusta groasă de 50 de kilometri protejează oamenii de radiațiile emise de nucleul planetei noastre. Totuși, o altă sursă de radiații mult mai periculoasă se află la doar câteva sute de kilometri distanță în spațiu, deasupra atolului Bikini. Din cauza nivelului de radiații uriaș, tot spațiul interplanetar și interstelar amenință cu moartea. Din câte știm noi, planeta Pământ este singurul loc din univers capabil să ne protejeze de unul singur de forța distructivă a radiațiilor cosmice. Însă, prezența regiunilor cum este Cernobâl sau Bikini este înspăimântătoare. Orice testare sau acțiune nucleară care ar putea duce la un dezastru natural trebuie scoasă din ideologia conducătorilor noștri. În caz contrar, viitorul nostru este pur și simplu amenințat cu dispariția. Ce părere aveți? Nu uitați să ne scrieți în secțiunea de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!